Un grup de angajați ai regiei transport electric din capitală au protestat în primele ore ale dimineții la primăria capitalei, solicitând să li se satisfacă o revendicare pe care au mai înaintat-o anterior. Ei cer demiterea lui Gheorghe Margoș din funcția de șef al acestei regii și repunerea în această funcție a fostului lor șef Vasile Rude. Protestatarii s-au arătat revoltați în legătură cu faptul că au salarii foarte mici. Ei mai afirmă că din momentul în care Gheorghe Margoș a fost numit în calitate de șef al regiei transport electric, datoriile la energia electrică a acestei întreprinderi municipale s-au ridicat la peste 400.000 de lei. Pe domnul director, de general, dacă le e de la coadă, îndată se rezolvă. Când așa primul rând schimbă directorul, dă de le rezolvă și el la și gata. Și ce v-a spus? Să așteptăm când au să fac ședință și au să fie vedere. Am ieșit pentru a contesta la primărie, deoarece sunt trei întrebări care ne frământă la regie de transport electric, anume șoferii de troleibusuri și taxatori. Deci, ce de la regie de transport electric, de a fi majorat salariul, de a fi starea tehnică a troleibusului este foarte rea, e imposibil de dus călătorii, deci cerem de schimbat organizatorul regiei de transport electric, fiindcă a dus regia în haos. Trebuie să nu le dau noi personal cumpărăm. Aceeași lampă de la piață, 5 lei cumpărăm, aceeași și amortizator tot din buzunar noi punem ca să fie mașina normală să iasă la traseu să ducă călători. Primarul interimar al municipiului Chișinău, Nistor Grozavu, declară că acest subiect va fi pus în discuție la următoarea ședință a Consiliului Municipal.